Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, pastor Sorin Covaci. Dragi ascultători, Luca face dovada nu doar a unei bune documentări în ceea ce privește evenimentele legate de viața Domnului Iisus, dar și a unei povestiri echilibrate și dinamice în același timp. Cu grija detaliului, el nu scapă din vedere orice mișcare a Domnului Iisus Hristos. Prima parte a acestui capitol, cu numărul 6 din Evanghelia după Luca, este aproape o repetiție a celorlalte evanghelii sinoptice. Capitolul începe cu acțiunea Domnului Isus Hristos în ziua Sabatului. Primul incident are loc în lanul de grâu în ziua de Sabat. Într-o zi de Sabat s-a întâmplat că Isus trecea prin lanurile de grâu. Ucenicii lui zmulgeau spice de grâu, le frecau cu mâinile și le mâncau. Unii dintre farisei le-au zis: Pentru ce faceți ce nu este îngăduit să faceți în ziua Sabatului? Isus le-a răspuns: Oare n-ați citit ce a făcut David când a mânzit el și cei ce erau împreună cu el? Cum a intrat în casa lui Dumnezeu, a luat pâinile pentru punerea înaintea Domnului, a mâncat din ele și a dat și celor ce erau cu el, măcar că nu era îngăduit să le mănânce decât preoții. Și le zicea, Fiul omului este domn chiar și al sabatului. Ucenicii zmulgeau smulgeau spicele și le frecau în mâini, iar fariseii acuzau de cules în ziua de sabat. De fapt, aceasta era acțiunea pe care ei o incriminau. Dar ucenicii nu încălcau legea lui Moise, care le permitea să adune spice de grâu. Pentru documentare, vă rog, citiți în cartea de Euteronom, capitolul 23, versetele 24 și 25. Dacă ar fi tăiat spicele cu o secere, aceasta ar fi însemnat că recoltează grâul. Dar farisei aveau propria interpretare, așa că această acțiune era considerată drept o încălcare a legii. Domnul Iisus nu a insistat asupra faptului că ucenicii nu încălcaseră sabatul. Ba chiar a refuzat să se certe cu ei pe această temă. El a citat un incident din viața lui David în care acesta încălcase în mod clar legea lui Moise și a fost îndreptățit. În felul acesta, el voia să spună că litera legii nu trebuia impusă atunci când aducea și mai multe dificultăți în viața unui slujitor al lui Dumnezeu. Este evident aici că ucenicilor le era foame. Ei trebuia să plătească un preț pentru că îl urmau pe Domnul nostru. Apoi urmează incidentul din sinagogă, tot în ziua de sabat. În altă zi de sabat, s-a întâmplat că Isus a intrat în sinagogă și învăța pe norod. Acolo era un om care avea mâna dreaptă uscată. Cărturarii și fariseii pândeau pe Isus să vadă dacă îl va vindeca în ziua sabatului, ca să aibă de ce să-l învinuiască. Dar el le știa gândurile și a zis omului care avea mâna uscată, scoală și stai în mijloc. El s-a sculat și a stat în picioare. Și Isus le-a zis, Vă întreb, este îngăduit în ziua sabatului a face bine ori a face rău? A scăpa o viață sau a o pierde? Atunci și-a rotit privirile peste toți și a zis, Întindeți mâna. El a întins-o și mâna i s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Ei turbau de mânie și s-au sfătuit ce ar putea să facă lui Isus. Omul cu mâna uscată a fost pus intenționat acolo. În felul acesta, ei făceau un compliment Domnului Sus. Ei credeau că el îl poate vindeca și au crezut și că va face acest lucru. Vedeți, deja începau să-l cunoască pe Domnul. Ei știau că Domnul Iisus avea și puterea de a vindeca și compasiunea care să-l îndemne la acest gest. În mod deliberat, ei au creat această curse pentru el. Aveau dreptate să gândească așa. Domnul, într-adevăr, l-a vindecat pe acel om. Atunci, potrivnicii lui s-au folosit de acest prilej pentru a-l acuza că a încălcat legea cu privire la ziua sabatului. Matei ne spune că din acel moment ei au început să-i pună la cale moartea. Trecem acum la alegerea celor 12 ucenici. Așa cum am mai spus, unii dintre ucenici au fost prezentați Domnului pe când se afla la Ierusalim. Mai târziu, când se afla pe țărmul Mării Galilei, Isus i-a chemat pe acești oameni să-l urmeze. Apoi, ei s-au întors la pescuit. El a trecut din nou pe acolo și i-a chemat. De data aceasta, ni se spune, ei au lăsat totul și l-au urmat. Acum am ajuns la etapa finală. Dintr-un număr nespecificat de ucenici, Domnul Isus a ales 12 bărbați care să fie apostolii lui. În zilele acelea, Isus s-a dus în munte să se roage și a petrecut toată noaptea în rugăciune către Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, a chemat pe ucenicii săi și a ales dintre ei 12 pe care i-a numit apostoli, și anume pe Simon, pe care l-a numit și Petru, pe Andrei, fratele lui, pe Iacov, pe Ioan, pe Filip, pe Bartolomeu, pe Matei, pe Toma, pe Iacov, fiul lui Alfeu, pe Simon, numit Zilotul, pe Iuda, fiul lui Iacov, și pe Iuda Iscarioteanul care s-a făcut vânzător. Observați că Domnul Isus s-a rugat toată noaptea la Dumnezeu. De ce oare? El urma să aleagă 12 oameni care să fie apostolii săi. Domnul Isus a petrecut toată noaptea în rugăciune înainte de a lua această decizie. Unul din acești ucenici va fi un trădător, iar altul se va lepăda de el. Poate că cineva se gândește că a fost un eșec. Oare? A fost un eșec pentru că unul a fost un trădător. Al doilea, Petru, s-a pocăit în cele din urmă. Dar, nu cred că la aceste aspecte trebuie să privim. Trebuie să privim mai degrabă la efectul deosebit pe care l-a avut acest grup de oameni. Oameni fără capacități deosebite, oameni însă care au avut un impact deosebit în lumea care trăim. Nu uitați, prin ei s-a răspândit evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu care a schimbat înfățișarea acestei lumi. Remarcați oricum faptul că oamenii lui Dumnezeu sunt întotdeauna aleși Candidații sunt mulți, puteți fi siguri de acest lucru, dar gândiți-vă la cuvintele lui Ioan. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi. Acest verset a fost o mare mângâiere pentru mine. Nu cred că am vreo calitate care să mă fi calificat în vreun fel pentru predicare. Dar Domnul Isus a considerat că pot și eu face parte dintre cei care slujesc lui. Sunt sigur că și pentru mine, așa cum o face pentru fiecare dintre noi, s-a rugat Domnul Isus. În ceea ce îi privește pe ucenici, Domnul a considerat că este esențial și practic să se roage toată noaptea dinaintea alegerii celor 12. Oamenii aleși pentru lucrarea lui Dumnezeu ar trebui selecționați după multă rugăciune. Haina lui Ilie nu a căzut din întâmplare peste Elisei. Acesta a fost un fapt providențial. Procedura utilizată în prezent de biserică pentru alegerea celor care să îndeplinească diverse sarcini este foarte diferită de metoda Domnului. Noi ascultăm de sentimentele noastre, consultăm dorințele noastre egoiste. Folosim unități de măsură omenești în loc să le folosim pe cele ale lui Dumnezeu. Ar trebui să petrecem ceva timp cu Dumnezeu înainte de a lua orice decizie. S-a coborât împreună cu ei și s-a oprit într-un podiș unde se aflau mulți ucenici de-ai lui și o mare mulțime de oameni care veniseră din toată Iudeea, din Ierusalim și de pe lângă Marea Tirului și Asidonului ca să-l asculte și să fie vindecați de bolile lor. Cei chinuiți de duhuri necurate erau vindecați. Și tot norodul căuta să se atingă de el pentru că din el ieșea o putere care îi vindeca pe toți. Așa cum am mai spus, cu această ocazie au fost vindecați foarte mulți oameni. În timpul trăit de Domnul Isus pe pământ, au fost vindecați mii de oameni celor care aveau nevoie de vindecare nu li se cerea să facă nimic deosebit. Domnul a vindecat chiar și de la distanță. Vindecările făcute de Domnul Isus erau reale și avem mărturia doctorului Luca, mărturie care confirmă că oamenii erau cu adevărat vindecați. Eu nu cred în așa anumiți vindecători prin credință, dar cred în vindecarea prin credință. Veniți cu problema voastră înaintea marelui medic el este doctorul cel mai bun la care puteți ajunge, și el nu vă va cere niciun onorariu. Și nici nu trebuie să îndepliniți nu știu ce condiții pentru a accepta să vă primească. Acum ajungem la așa numita predică de pe munte. Numai că aceasta nu a avut loc pe un munte, întrucât Luca ne spune că Domnul s-a oprit într-un podiș. Sigur că predica de pe munte a fost dată pe un munte, așa cum este ea înregistrată de Matei. Asemănările în conținut ne arată că Domnul a predicat despre aceste lucruri de mai multe ori. Nu avem nevoie numai de o armonie a Evanghelilor, ci și de contraste între ele. Există deosebiri între predica din Matei și cea înregistrată de Luca aici. Există omiteri, adăugiri, binecuvântări și blesteme, atitudini și judecăți. Atunci Isus și-a ridicat ochii spre ucenicii săi și a zis, Ferice de voi care sunteți săraci, pentru că împărăția lui Dumnezeu este a voastră. Ferice de voi care sunteți flămânzi acum, pentru că voi veți fi săturați. Ferice de voi care plângeți acum, pentru că voi veți râde. Ferice de voi când oamenii vă vor urâ, vă vor izgoni dintre ei, vă vor ocărâ și vă vor lepăda numele vostru ca ceva rău din pricina fiului omului. Până în acest punct, conținutul predicii de pe podiș este identic cu cel al predicii de pe munte pe care o găsim în Matei. Domnul a prezentat aceleași învățături în mai multe locuri, dar în moduri diferite. Începând cu versetul 23, este introdus un gând nou. Bucurați-vă în ziua aceea și săltați de veselie, pentru că răsplata voastră este mare în cer, căci tot așa făceau părinții lor cu prorocii. Acest verset vorbește despre felul în care au fost primiți profeții și despre atitudinea oamenilor față de ei. Adevăratul profet vorbește pentru Dumnezeu și, de obicei, este persecutat. Profetul fals pretinde că îl reprezintă pe Dumnezeu și este susținut de oameni. Adevăratul profet trebuie să aibă credință în Dumnezeu și să păstreze o încredere liniștită în lucrurile care nu se văd și care sunt veșnice. Acesta este un om credincios față de Dumnezeu. Versetele 20, 21 și 22. Vorbesc despre cei săraci, flămânzi și slabi, care sunt urâți de toți, respinși, alungați, fiind considerați niște paria. Tot ce aveți de făcut este să vă uitați în Vechiul Testament pentru a vedea că acest lucru este adevărat. Și, dragii mei, este adevărat și astăzi. Omul care predică cuvântul lui Dumnezeu va avea de întâmpinat multe greutăți. Dacă nu este așa, ceva nu este în regulă. Profeții falși erau și sunt bogați și nu duceau lipsă de nimic. Ei puteau râde și erau considerați oameni buni, oameni drăguți. Iată că Dumnezeu are de spus ceva acestor profeți falși. Dar vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângăierea. Vai de voi, care sunteți sătui acum, pentru că voi veți flămânzi. Vai de voi, care râdeți acum, pentru că voi veți plânge și vă veți stângui. Vai de voi când toți oamenii vă vor grăi de bine, fiindcă tot așa făceau părinții lor cu prorocii mincinoși. Dar eu vă spun voi care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă și rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Vom descoperi că falși profeți sunt susținuți de lume și dacă vor spune ce trebuie, lumea îi va plăti bine. Domnul Iisus Hristos a arătat foarte clar că nu avea nevoie să aștepte ca Dumnezeu să-l plătească. Profetul fals poate să aibă o mare popularitate în lume, dar nu va fi pe placul lui Dumnezeu. Poate să se distreze foarte bine pe pământ, dar va face întregul cer să plângă. Poate să fie bine hrănit, dar sufletul lui va flămânzi. Se vorbește foarte puțin astăzi despre bogatul fără frică de Dumnezeu. Domnul a avut ceva de spus despre această categorie. El a spus, vai de voi, bogaților, pentru că voi v-ați primit aici mângâierea. Toți îl condamnă pe săracul care a furat 10.000 de lei sau un costum de haine din târg. Dar săracii fără Dumnezeu nu sunt nici pe departe atât de periculoși ca bogații fără Dumnezeu. Bogatul fără Dumnezeu dă strălucire lipsei de respect față de Dumnezeu. Probabil că există mai multă ipocrizie printre bogați decât în orice alte grupuri sociale. Ei plătesc un profet fals să le predice în biserică. De altfel, biserica și terenul pe care este construit reprezintă proprietatea lor. Nici o biserică bogată nu are reputația de a fi o biserică evanghelică. Prin aceasta înțelegând că Evanghelia nu este predicată în astfel de biserici. Poate că există și excepții, dar dacă sunt, eu nu le cunosc încă. Este foarte important ca Evanghelia să ocupe locul principal în biserică. Nimic din ceea ce facem în biserică nu trebuie și nu poate să înlocuiască predicarea cu acuratețea Cuvântului Sfânt. El este garantul schimbării noastre pentru că este un cuvânt viu. Dacă vreți să știți, dacă îl urmați pe Domnul Isus, citiți cu atenție predica lui din acest capitol și vedeți cum vi se potrivesc cele spuse aici. Iată un pasaj destul de lung, dar foarte folositor. Ce voiți să vă facă voi oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi în tocmai. Voi însă, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine și dați cum prumut, fără să ne ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci el este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Fiți dar milostiv, cum și tatăl vostru este milostiv. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu o sândiți și nu veți fi o sândiți. Iertați și vi se va ierta. Dați și vi se va da. Ba încă vi se va turna în în o măsură bună, îndesată, clătinată, care se va vărsa pe deasupra. Căci cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Le-a spus și pilda următoare. Oare poate un orb să călăuzească pe un alt orb? Nu vor cădea amândoi în groapă? Ucenicul nu este mai pe de învățătorul lui, dar orice ucenic desăvârșit va fi ca învățătorul lui. De ce vezi tu paiul din ochiul fratelui tău și nu te uiți cu băgare de seamă la bârna din ochiul tău? Sau cum poți să zici fratelui tău? Frate, lasă-mă să scot paiul din ochi și că încolo tu nu vezi bârna din ochiul tău. Fățarnicule, scoate întâi bârna din ochiul tău și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Și atunci vei vedea deslușit să scoți paiul din ochiul fratelui tău. Nu este niciun pom bun care să facă roadă rea și niciun pom rău care să facă roadă bună, căci orice pom se cunoaște după roada lui. Nu se strâng smochine din spini, nici nu se culeg struguri din mărăcini. Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar omul rău scoate lucruri rele din visteria rea a inimii lui, căci din prisosul inimii vorbește gura. De ce îmi ziceți, Doamne, Doamne, și nu faceți ce spun eu? Păstorul unei biserici care vrea să se bucure de popularitate nu va vorbi despre păcat. Unii se folosesc de calea ocolită a psihoanalizei pentru a explica păcatul. În acești termeni, păcatul este numit relicva unei jungle teologice. Conform multor predicatori moderni, păcatul nu este o încălcare a legii lui Dumnezeu. Acestor oameni le este teamă să spună că Dumnezeu urăște păcatul și că Jehova este un om al războiului. Pentru a fi drept înaintea lui Dumnezeu, nu se poate să aduci complimente propriului ego, să încurajezi mândria, să zâmbești în fața păcatului și să aplici o cremă hidratantă pe cancerul păcatului. Nu puteți scrie o rețetă folosind mijloacele filozofiei și să o preparați cu plăcerile lumii, cu speranța că astfel veți fi găsiți drepți înaintea lui Dumnezeu. Singurul loc unde puteți merge este la piciorul crucii. Acolo va face Dumnezeu operația apelând la chirurgia cea mai drastică, pentru a face din voi făpturi noi în Hristos Isus. Dragii mei, acesta este mesajul predicii din Podiș, care completează predica de pe munte. Este un mesaj pe care Domnul l-a prezentat de multe ori pentru multe grupuri diferite de oameni, pentru că este un mesaj radical, un mesaj care va schimba vieți, un mesaj care poate schimba lumea. Domnul își încheie predica printr-o pildă. Vă voi arăta cu cine se aseamănă orice om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte și a așezat temelia pe stâncă. A venit o vărsare de apă și s-a năpustit șuvoiul peste casa aceea, dar n-a putut să o pentru că era zidită pe stâncă. Dar cine aude și nu face, se aseamănă cu un om care a zidit o casă pe pământ, fără temelie. Și s-a năpustit șuvoiul asupra ei, ea s-a prăbușit îndată și prăbușirea acestei case a fost mare. Casa care a fost zidită pe stâncă a rămas în picioare. Casa care a fost construită pe nisip a fost măturată din calea furtunii. Acest capitol îmi arată că sunt un păcătos pierdut. Sunt măturat în calea furtunii dacă nu mă țin de stânca tare care este Hristos. Numai El este temelia pe care voi putea înălța ceva durabil. Pavel a spus, căci nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Isus Hristos. Dragi prieteni, voi pe ce temelie zidiți? Zidiți voi pe stânca tare care este Isus Hristos sau pe nisip? Observați, vă rog, că în cadrul testului, nu elementele decorative sunt testate aici, ci temelie. Este important să observăm acest lucru pentru că, dragi prieteni, suntem adesea preocupați de elemente decorative ale credinței noastre, în loc să fim preocupați de ceea ce constituie fundația credinței noastre, relația cu Domnul Isus. Dacă puteți citi predica lui Isus din acest capitol fără să simțiți că sunteți un păcătos pierdut și condamnat la o veșnicie în iad, vă plâng și îmi pare rău. Cum tot rău îmi pare și de săracul om bogat care nu a auzit Evanghelia și care nu știe că poate veni la Isus să fie mântuit, fără să trebuiască să plătească ceva pentru aceasta. Dragii mei, veniți la el cu o credință simplă și el vă va mântui. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro. Vă mulțumim! Itinerar bíblico. Itinerar bíblico. Itinerar bíblico.